Deuteronomul 9. Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer. Pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoșteați și despre care ați vorbit zicându-se, cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta, pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din picina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale, intri tu în stăpânirea țării lor, ci din picina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov. Să știi dar că nu din picina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat. Adu-ți aminte și nu uita cum ai ațățat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie, din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. La Horeb atâta ați atâțat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care le-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte din mijlocul focului în ziua când tot poporul era adunat. După cele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci, scoală-te și pogoară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat, s-a bătut cu rând de la calea pe care le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Domnul mi-a zis, eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. M-am întors și m-am pogorât de pe munte, care era tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. M-am uitat și iată că păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăți un vițel turnat, vă depărtaserăți curând de la calea pe care vă arătase Domnul. Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfârmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă, din picina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserați, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniați. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească, dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă și eu m-am rugat atunci și pentru el. Am luat vițelul pe care îl făcuserăți, isprava păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. Apoi la Tabera, la Masa și la Kibrot Hataava, voi iarăși ați ațățat mânia Domnului. Și când v-a trimis Domnul de la Cades Barnea zicând, suiți-vă și luați în stăpânire țara pe care vă dau, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-ați avut credință în el și n-ați ascultat glasul lui. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc.
M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului 40 de zile și 40 de nopți. M-am aruncat cu fața la pământ pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. M-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o, mărimea Ta pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. Adu-ți aminte de robii tăi, Avraam, Isaac și Iacov, nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui. Ca nu cumva țara din care ne-ai scos să zică, pentru că Domnul n-avea putere să-i ducă în țara pe care l-o făgăduise și pentru că îi ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie. Totuși ei sunt poporul tău și moștenirea ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna ta cea puternică și cu brațul tău cel întins.